Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la o nouă ediție de Povești la Doză. De data asta, povești la doză ale lunii august. Luna august a fost o lună de citit destul de intens, am început un fel de challenge nou, am citit cărți noi și multe și am citit și lansări noi. Doar că înainte să începem cu luna august, trebuie să vorbim despre o poveste la doză din luna iulie pe care eu am lăsat-o și aceea este The Last Letter from Your Lover. N-am decât să vorbesc foarte mult despre el, am avut ocazia să-l văd un early screening pentru el, un live la care după a fost un Q&A cu actorii, m-am trezit pe la 3 noapte ca să-l văd în cadrul clubului de carte a lui Reese Witherspoon și din păcate nu mi-a plăcut filmul atât de tare, am de gând să-i dau nota 7. De obicei sunt destul de speriat cu arătările la cărțile care îmi plac pentru că mi-e frică să nu se întâmple exact ce s-a întâmplat aici, adică faptul că nu mi-a plăcut atât de tare cum a fost adaptat, mi se pare că a fost la o distanță de carte și nu-mi place modul în care au luat povestea și au făcut-o și mi se pare că au reușit să scoată toată substanța din poveste și să lase o poveste de dragoste destul de ordinary, când de fapt nu mi se pare atât de ordinary. De asemenea, mi se pare că au scos lucruri importante legate de poveste, fără de care mi se pare că povestea nu funcționează și prin asta vreau să vă spun că mai bine mergeți și citiți carte decât să vedeți filmul prima dată. Pe lângă asta mi-a plăcut cum au jucat actorii totuși și mi-a plăcut cum au fost aleși actorii, doar că în afară de asta nu pot să spun că mi s-a părut atât de fain făcut filmul. Ok, reîntorcându-ne, am aici mai multe cărți decât filme, am doar două seriale, așa că fără alte discuții, haideți să începem. Prima carte despre care am de gând să vorbesc luna aceasta este o carte care este și preferata mea și aceea este The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Este o carte pe care o vedeți peste tot pe internet cel mai probabil și o carte pe care și eu am început să o citesc de asta și pentru că toți prietenii mei mi-au recomandat-o și o carte care a ajuns foarte ușor una dintre preferatele mele din toate timpurile. Am vorbit deja de cartea asta în ultimele videoclipuri destul de mult, așa că n-o să insist pe ea. Vreau să spun doar că dacă căutați o poveste care este umană, este frumoasă, este reală, o carte în care puteți afla aspecte noi legate de lumea filmului sau Hollywood. Acesta este lectura voastră. De asemenea, dacă vă plac cărțile despre vedete și cu tentă biografică, cu toate că Evelyn Hugo nu există, aceasta este cartea pentru voi. Este o carte care este scrisă superb, este o carte excepțională și o lectură care mi se pare esențială pentru orice cititor. Cartea apare la noi în luna septembrie, la editura Corind și dacă n-ați apucat să citiți în engleză până acum, vă recomand să cumpărați atunci sau dacă citiți în engleză, vă recomand să cumpărați în engleză. În orice limba și eu numai să citiți pentru că este pur și simplu superbă. Următoarea carte pe care am terminat-o este o carte despre care din nou am vorbit destul de mult și aceea este Instructions for Dancing, nou roman al Nicole Yoon. Nicole Yoon este autoarea cărții Absolut Tot și Soarele Iostea, ambele apărute la editura Art. Acesta este romanul lui care a apărut anul acesta și un roman pe care eu l-am așteptat destul de mult. Spune povestea unei fete care, după ce părinții ei s-au despărțit, decide să nu mai dea nicio șansă iubirii și ajunge să se înscrie la o școală de dans, iar în toate aceste lecții de dans cunoaște pe cineva și între ei se filipă ceva. Este o carte care este destul de scurtă și ăsta este lucru care m-a deranjat la ea, pentru că mi s-a părut că pentru că a fost așa de scurtă, autoarea nu a dezvoltat atât de bine mai multe chestii și aș fi vrut să fie puțin mai lungă, doar că other than that este o carte enjoyable, o carte bună pentru vară și o carte în care puteți să vă pierdeți o lectură de o zi, maxim două și o carte pe care vi-o recomand dacă vă plac poveștile de dragoste și poveștile de dragoste care au și un mic twist, pentru că cartea asta are un mic twist care mi se pare foarte fain. De la mine are de gând să primească nota 8.50 din 10. Apoi avem o carte de poezii și aceea este O cană de noviceu la bătrânețe, cartea Lenei Chilari. Am făcut un videoclip acum vreo două săptămâni cu poeți români și cărțile lor, așa că nu am de gând să mă lungesc. Este o carte de poezie care mi-a plăcut foarte mult. Poezia Lenei mi se pare o poezie pe care trebuie să o citiți toți. Este o poezie umană, o poezie care se bazează foarte mult pe sentiment, o poezie puternică, care sunt sigur că o să vă placă și o să vă cuțirească încă de la primele lecturi. Este una dintre cele mai anotate cărți ale mele, pentru că poeziile au fost foarte bune și dacă sunteți curioși de poezia de la noi și vreți să vedeți poezie frumoasă, autentică, originală, mi se pare că volumul Lenei este unul pe care trebuie să-l luați cu siguranță. De-aia primește nota 9.80 din 10. Odată cu luna august, cum am spus și la începutul videoclipului, am început un fel de challenge, mai mult cu mine în
însumi legat de concursul Booker Prize de anul acesta. Booker Prize este un concurs destul de mare, destul de important pentru literatură și în fiecare an se face o listă lungă de 13 cărți lansate în anul respectiv, cărți care au diverse teme importante și profunde și cărți care au revoluționat într-un fel anul acela literar și am decis că anul acesta să citesc fiecare carte, câte o carte pe săptămână, până în săptămâna în care se anunță câștigătorul și a început bine, doar că acum mă aflu cu 3 cărți în spate pe care am de gând să le citesc pe toate 3 săptămâna viitoare ca să ajung din nou la zi. Este un challenge care este destul de liniștitor, adică dacă nu place o carte de obicei o las. O să vorbesc pe toate cărțile astea într-un singur videoclip la final și mă rog despre cărțile pe care le-am terminat în special. Doar că momentan luna aceasta am citit 2 cărți și începem cu A Passage North. A Passage North este o carte care pentru mine a fost ceva total nou și de-aia am și început să citesc cărțile astea pentru că am vrut să văd cum este să încerc alt tip de literatură față de ce citesc eu de obicei. Și A Passage North m-a impresionat. Este o carte care acțiunea este petrece în India și este vorba despre acest tânăr care face drumul către orașul în care locuia o persoană apropiată a sa pentru înmormântarea ei. Iar toată cartea reprezintă acest drum al său și este o carte destul de filozofică și o carte care are foarte multe subiecte importante, cum ar fi moartea, cum ar fi viața, chiar iubirea. Sunt multe lucruri pe care le afli din cauza că naratorul de foarte multe ori se pierde în gândurile sale și de aceea sunt foarte multe momente în care în timpul în care el merge cu trenul sau merge oriunde altundeva, mintea lui se duce în trecut și revizitează toate aceste momente, așa că majoritatea acțiunii cărții o vedem din prezent, ducându-se în trecut. Este foarte introspectiv și asta mi-a plăcut mult. Au fost unele momente în care am considerat că aceste pierderi în gândurile naratorului au fost destul de useless, doar că overall mi-a plăcut și cartea asta va prinde de la mine nota 9, pentru că a fost o lectură profundă, o lectură care ți-a dat de gândit și o lectură care chiar m-a emoționat. A fost foarte frumoasă. Următoarea carte este o carte de la una dintre autoarele mele preferate și aceea este Conversații cu prieteni de Sally Rooney. Cu Conversații cu prieteni Sally Rooney m-a băgat puțin în dubii pentru că Oameni normali este a doua mea carte preferată of all time și atunci am avut destul de multe așteptări pentru cartea asta, doar că am văzut-o ca pe un roman de debut și atunci am judecat-o așa. Nu a fost chiar cea mai bună carte. A fost o lectură destul de contrariată, doar că mi-a plăcut modul în care a prezentat societatea, a prezentat superficialitatea societății, modul care sunt făcute personajele și discuțiile. Din nou este o carte pe care o recomand celor peste 17 ani și am regăsit stilul ăsta lui Sally Rooney pe care îl văd și acum citind noua ei carte Beautiful World Where Are You, pentru că mi-a ajuns și deja am halfway through. O citesc și îmi place mult. Poate până duminică când apare videoclipul ăsta am și terminat-o. Doar că momentan vineri când îl filmez încă am început-o și chiar îmi place. Și îmi place modul în care Sally Rooney scrie despre oameni normali și viața lor normală. Mi se pare că are un mod foarte, foarte frumos de a scrie despre asta, atât de simplu și profund. Mi-a plăcut cartea asta pentru diferite subiecte pe care le-a abordat și pentru modul în care a făcut personajul principal și pentru umanitatea ei. Este o carte care de-a mea primește nota 50, doar că o carte care merită citită. O altă carte de poezii pe listă și aceea este Fetițe dulci de Lorena Enache, o altă carte despre care am vorbit în videoclipul meu și o altă carte care mi-a plăcut. Vă recomand din nou cartea asta pentru că mi se pare că este genul de poezie care mi-e place foarte mult. Este o poezie simplă, dar puternică. Mi s-a părut o poezie umană și o poezie care ajunge foarte ușor la sufletul cititorului și în care se poate regăsi ușor. Mi-a plăcut stilul Lorenei Enache de a scrie, mi place foarte un modul în care îmbină autoironia cu problemele serioase și modul în care uneori se mai ia în râs, ia pe ea în timp ce scrie volumul ăsta. A fost un volum bun care de mine spunea că nota 9 și pe care chiar îl recomand. Apoi am citit o trilogie întreagă, iar acea trilogie este trilogia Șarpe și Porumbel de Shelby Morin, cu primul volum Șarpe și Porumbel, al doilea volum Sânge și Miere și al treilea volum Gods and Monsters. Primul volum Șarpe și Porumbel și întreaga serie spune povestea lui Lu, o vrăjitoare care încearcă să schimbe sistemul în care se află și este o carte care vorbește despre vrăjitoarele din vremuri mai vechi, despre tradiția de a arde pe rug vrăjitoarele și mi-a plăcut foarte
mult, asta mi-a plăcut faptul că a arătat o imagine nouă a vrăjitoarelor. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult sistemul magic din trilogie și modul în care a fost arătat. Mi-a plăcut personajele și modul în care au fost făcute și povestea mi-a plăcut și mi s-a părut ceva nou față de ce am citit. De asemenea, stilul lui Shelby Moore în descriere mi-a plăcut și toată trilogia a fost un roller coaster, pentru că primul volum mi-a plăcut și chiar a fost unul dintre volumele bune pe care le-am citit. Mi-a plăcut că mi-a deschis orizonturile spre o lume magică nouă pe care n-am mai descoperit-o. Apoi, al doilea volum nu mi-a prea plăcut. Mi s-a părut că a fost destul de încet și pe lângă că a fost un gen nu prea avut plot și mi se pare că mai mult a stricat personajele și este un volum foarte de umplutură între cele două. Mi se pare că ar fi mers foarte bine ca trilogia asta să fie o duologie și să rezumă volumul ăsta în vreo 200 de pagini pe care să le adăugăm în plus celelalte cărți. Mi s-a părut perfect, doar că asta e. Ideea este că trebuie să treceți prin acest al doilea volum care este destul de nașpa ca să ajungeți la al treilea volum, Gods and Masters, care încă nu a apărut în română pentru că a apărut acum 2 luni și eu l-am citit pe Kindle, dar un volum care, după părerea mea, este o capodoperă și este cel mai bun volum din trilogie. Un volum care mi se pare că încheie perfect întreaga trilogie și mi se pare un volum care este exact cum ar trebui să fie orice volum 3. Este plin de acțiune, personajele trec prin cele mai multe schimbări în volumul ăsta, aflăm cele mai multe despre lume în volumul ăsta și efectiv mi se pare că la final nu te lasă cu absolut nicio întrebare și totul a fost răspuns și asta trebuie cel mai mult de volumul 3. Mi s-a părut că după acest volum 2, care a fost pur și simplu nașpa, un volum 3 cum a fost Gods and Masters este pur și simplu perfect și ideal. Așa că ratingurile mele sunt următoarele. Șarpe și Porumbel va primi de la mine nota 9. Sânge și Miere va primi de la mine nota 6, doar că vă recomand să citiți ca să ajungeți la Gods and Masters, care de la mine va primi nota 10. Și asta mă amuză pentru că efectiv toată trilogia este un roller coaster. Și acum am ajuns la lucrurile despre care nu am vorbit deloc niciunde și de aia mi se pare că am grăbit puțin cărțile, pentru că, sincer, luna asta am făcut recenzii în care am vorbit ca lumea despre mai toate cărțile pe care le-am citit, încât dacă ați văzut recenziile pentru ele este destul încât să aflați tot ce trebuie. Aici doar le-am mai amintit în mare parte. Iar primul serial cu care începem este American Horror Stories, sezonul care este spin-off și a avut 7 episoade fiecare despre altceva. Spin-off-ul ăsta, după părerea mea, a fost weird, pentru că primele 2 episoade au fost groaznice și efectiv vreau să le șterg de pe fața pământului, iar apoi restul episoadele au fost ok și mi s-a părut că a devenit destul de ok cu cât au apărut episoadele. Mi s-a părut interesant take-ul pe care l-au luat cu poveștile astea, pentru că mi s-a părut mai modern. De obicei serialul este destul de, într-un fel, vintage și nu s-a atât de multe lucruri moderne în American Horror Story normal, doar că mi s-a părut că această serie spin-off a fost mai modernă și am bine lucruri moderne cum ar fi social media sau jocurile video și asta mi s-a părut interesant. În fiecare episod au fost actori noi, s-au întors câțiva actori vechi, doar că nu foarte mulți și mi-a plăcut modul în care ne-a lăsat să vedem oameni noi și să vedem cum joacă, doar că în afară de asta nu pot să zic foarte multe despre el, pentru că nu m-a impresionat de tare. Cred că de-a mine spre asta nota 7.50. Nu mi se pare neapărat un sezon must, mi se pare că nu trebuie să-l vezi neapărat, mi se pare că nu aduce nimic în plus la serie, doar că dacă vreți să-l vedeți așa pentru distracția voastră că sunteți fan American Horror Story, vi recomand doar că other than that, nu pierdeți nimic dacă nu vă uitați la el, sincer. Este un American Horror Story mai modern. Atât. Iar ultimul serial pe care l-am văzut luna aceasta este serialul The Chair, un serial care a apărut nou pe Netflix și l-am văzut pentru că joacă Sandra Oh în el, una dintre actrițele mele preferate și actrița care joacă și în Killing Eve, care sunt dintre serialele mele preferate. The Chair este o serie foarte scurtă pe Netflix de, cred că, 6 episoade, care au jumătate de oră, despre o doamnă care ajunge să fie șefa departamentului de engleză din facultatea în care se află. Este o serie care are destul de multe subiecte mari, cum ar fi impactul social media pe oameni, cancel culture, politică, ideea de mamă singură, ideea de copii adoptați și mi-a plăcut foarte mult modul în care a reușit să îmbine toate subiectele astea mari și heavy într-un singur serial de câteva episoade și să le facă să se integreze cu întregul setting în care este serialul. Toate acestea nu mi s-a părut un serial atât de puternic, a fost mai mult un serial de relaxare, mi-a plăcut să fie și mai profund decât este
este și parcă să te țină mai mult în priză. Mi s-a părut că unele lucruri au fost foarte de umplutură și că overall serialul a mers lin, doar că de multe ori te pierdea și asta nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult cum au jucat actorii, rol cum a jucat Sandra Oh, evident, și mi-a plăcut povestea, doar că aș vrea să fie puțin mai strong. Mi s-a părut că asta i-a lipsit. Doar că, în afară de asta, este un serial scurt, bun. Vei recomanda că este student la litere, pentru că probabil o să vă regăsiți. Și de la mine primește undeva pe la nota 8. Ok, acestea au fost poveștile la doze de luna aceasta. Sper că v-au plăcut. Aș vrea să spuneți comentarii care sunt preferatele voastre. Să dați like și videoclip, share, să abonați la canal pentru videoclipuri noi în fiecare duminică. Să-mi dați follow pe Instagram pentru mai multe update-uri legate de canal. Să vizitați celelalte link-uri din descriere. Eu sunt Andy, vă mulțumesc pe vizionare și în data viitoare. Pa!